Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Mă numesc Dragoș Ruxandra Maria, sunt de profesie bucătar. Astăzi am venit alături de iubitul meu, Nuan. Suntem în competiție. Yeah, I'm ready. I'm Nuan Herat, I'm 33 years old and I'm from Sri Lanka. Eu și Nuan suntem împreună de 8 luni de zile. Baftă, domnul Nuan. Baftă. I'm really happy being in Romania because I find the perfect job. De obicei, nu iese din cuvântul meu, dar vom vedea seara asta ce se va întâmpla. Te pup! Yeah, she's my chief! În decembrie, în ajunul Crăciunului, m-a cerut în căsătorie. She, just seeing the movie, I approach. She accepted, like, tears and everything. She really accepted. I'm really glad. And this was a really happy moment. Acum să vedem cum ne ajută Dumnezeu. El își dorește foarte mult și eu îmi doresc, dar sunt mai pragmatică decât el. De aici pleacă tot. Asta e diferența dintre noi. She have really kind heart. I have to explain. Not for me. She every person. Nuan este o fire calmă. Cred că asta m-a atras mai mult, că eu sunt foarte vulcanică și el este foarte calm. Eu mai mult m-am gândit așa, dacă mă acceptă el cu toate toanele mele și cu toate nebuniile mele, atunci formăm un cuplu foarte frumos. Ne completăm, ne potrivim. Unii se pare că au găsit combinația perfectă în viața de cuplu. Om vedea cum se reflectă asta și în gătit. Până una alta, hai... Am emoții pentru amândoi, sincer. Îmi doresc să trecem de această etapă împreună. Eu și Nuan vom avea două preparate total diferite. Al meu este un starter, scoi Sanjac. Ok, asta este. Nuan, nu pot să-i spun numele preparatului, că este imposibil de zis. Koto Mojo. It's called Brinjal Mojo. Este un preparat specific din țara lui, care este foarte bun. Hey, let me help you one second. Yeah. I hope for three nights. I know the taste, that's why. I know. It's unique. I think in Romania no one eat this one. Enjoy your meal. This is my Koto Mojo. Pentru mine preparatul meu este un preparat de cuții de aur. Acum nu știu, e la latitudinea șefilor. Iubitul meu. Nu iubitul meu, iubita mea. It's right. Haide! Noroc! Sănătate! Paftă bună! A meritat așteptarea, a venit. Ia să vedem. Ia să vezi. Hai, cum a venit ceva acum, cu frunză la prima ceartă. Aici, pe cuțit. Este frunză. Hai, Doamne ajută. Hai. Sushi. Mama. Nu chiar. Oh, ia uite pe albastru, băi. Bă. Albastru infinit. Mi albastru nu mi inspiră comestibil. Albastru infinit. Nu mi inspiră comestibil albastru. De unde e, frate? Nu. Unde, domnule? Avem un Sanjac. Ia să vedem. Piure noazete caviar, piure noazete caviar Sanjac. He doesn't want to taste mine. Leave it. Ați gustat din alea, eu am luat din... Tocană. It's yours. Patai, mă. Hai de cum e. Nu pare patai. Seamănă patai. Gust-o pe-a mea. Sper să-ți placă. Hai, te rog. Te rog. Patai cu viermișor de creveți. Richita! Haide. Ia vezi, Richita. Asta e patai? Nu știu, ia. Seamănă cu pataiul. Are viermi. You see the face? Crevezi, oh. Nu? Asta e sau vieri? Ceva crocante. Pot să fiu amândoi. Greri, mă, greri. Nu, mă, e ceva cu vinete, cu ceva. Baby, they are not saying nothing about mine. It's saying only about yours. Da, mă, vinete, dar viermi aia prăjiți, așa, ce sunt? Care vier, mă? Uite, mă, sunt niște viermuși, așa zici că spui de creveți mici. Da, mă, uite, mici. Și mișcă să mă. Nu mișcă nimic, dar... Asta mișcă, mă. Bă,
Gustavo. Nu mișcă, mă. Gustavo, uite-l că mișcă, ești nebun. Ia. Yeah. Am dat seama ce e. Ce? Cred că este pește uscat. Și am făcut marinată ceva. Da, și fermentat. E exact. Da, cred, fermentat. Aia e. Yeah. Baby. It's okay, it's okay. We'll see, we'll see. We'll see. If I'm not pressing. We'll see, we'll see. Aici avem o familie de el, el ia vietnamez, el ia... Deci aici ești truf. Și aici Jedi. Și aici și noi Jedi. Jedi. Hai să votăm, frate. Hai să votăm, că sunt curios. We'll see, we'll see. You receive, you receive. Believe me, you receive. I am disappointed now. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Hai mă că am fost pe aproape! Pe aproape, da! Am nimerit acum! Unde pe aproape, fost, da, dar nu era... E dry fish, pește uscat. Pește uscat, da. Creveți uscați. Da, e, crevet mic. Unde e ținut? Sri Lanka. În Sri Lanka e ținut. Era mai bine și acolo. Cine sunteți voi? Mă numesc Dragoș Roxandra, sunt bucătar șef la Hotel Internațional în Sinaia și el este iubitul meu, Nuan, barman tot la hotelul nostru. Cum o cheamă? Nuan Herat. Scuze-mă un pic, Hotel Internațional Sinaia ăsta nu e hotelul ăla foarte mare? Ba da, acela este. Și tu ești șef bucătar acolo? Da. De cât timp ești șef bucătar acolo? Sunt de 2 ani jumate șef bucătar. Și, și lucrez acolo de aproape 7 ani. 7 ani, de la prima poziție până la ultima. Pe scara ierarhică, e foarte rapidă ascensiunea. Mi-am dorit foarte mult, eu și înainte să fiu șef bucătar, veneam și în zilele libere la muncă, adică am fost genul ăla foarte dăruită pentru câți muncă. Câți oameni ai în subordine? Vreo 15 persoane. Bravo, felicitări. Și mulțumesc mult. Și dânsul? Mulțumesc. El a venit de un an de zile în Sinaia, eu i-am luat interviu înainte să vină, ne-am decis să aducem personal din Sri Lanka, au fost mai multe interviuri, printre care și el. A venit la noi la hotel, apoi ulterior am început să mergem, el este barman în restaurantul italienesc și n-am avut contact direct, dar eu îi făceam programul, eu îi spuneam când să vină la muncă și așa ne-am împrietenit, apoi am ajuns să mergem împreună la sală și de 8 luni de zile suntem împreună, stăm împreună din prima clipă de când ne-am cuplat, am rămas împreună, da. Felicitări! Da. Cine gătește acasă? Domnul. Eu n-am timp, eu nici nu stau acasă, la mine e doar somnul. Asta este situația, asta e meseria, cred că știți mai bine decât da, mine. Așa este. Și el lucrând o zi cu o zi, atunci are timp să facă curat, să facă de mâncare, să pregătească tot ce ține, să ducă hainele la spălătorie. Asta este situația. A ajuns pe mâini bune. A ajuns. Înțelege română, înțelege, un pic, a învățat. Foarte puțin. Dar tu vrei să înțeleagă română sau... Tot așa, foarte puțin. Cam să. Auzi, mă, tot așa, foarte puțin. Da. Ai emoții? Eu sau el? De, pe tine te întreb. Da, am, că mi-am dorit de mult. Încă din 2017 am venit la preselecții. Serios? Da, și am mai fost odată în 2019, înainte de pandemie, și am mers până la Cluj la preselecții, că nu puteam să ajung la București, că aveam un eveniment la Iași. Și ce faci cu hotelul? În timpul, în perioada asta? Da. Trebuie să se descurce, nu? Că până la urmă, de-aia sunt oameni capabili și care formăm o echipă foarte unită și se descurcă și fără mine. Despre mâncare, very fish, very strong. Sanjacul, albastru de aici este cumva nenatural. Mamă, am două farfurii. Da? Cuțitul merge la Sanjac. Mulțumesc. Your dish for me is too stiffed. Uh-huh. When you did the plating, you pressed too hard. Ah, okay. So everything got stuck and glued. And the taste from the dried fish for me is very unpleasant. I'm okay. Usually open to okay, new okay. things, but it's too salty, too smoky, too fishy. În preparatul tău am descoperit struguri. Sos. Și icrele de mai multe culori. Și foaia de orez albastră. Mulțumesc.
Mulțumesc. Pentru Sanjay. Mulțumesc. E clar că el o să rămână acasă. Nu mai scapă nimeni. Trebuie să... iar tu o să trăiască să vin coace, nu? Mulțumesc mult. Nu m-am cu albastru ăla. Mai trebuie să mai vedeți. Mulțumesc mult. Chiar ziceam, discutam cu Noana, a zis așa, dacă treci mai departe, ce faci fără mine? Și am zis, păi mă duc mai departe. Și a zis, dar dacă eu trec fără tine, rămâi acasă, ce să faci? Se pare și ce? Am venit pentru mine aici. Ce stare a fost asta. Vă mulțumesc mult. Mulțumim și noi. Sunt foarte fericită. Mi-am dorit foarte mult lucrul ăsta și uite că nu m-am lăsat, până la urmă l-am obținut. I'm really proud of her. All the time. Nu m-ați întrebat la cine vreau să fiu în echipă. A, dar te plătești. De ce mai întreb? Nu mai l-ai uitat, am observat. Bravo, mulțumesc. Cătălin Scărlătescu, pentru că mi se pare că se aseamănă cel mai mult cu felul meu de a fi în bucătărie. Pare un tip dur, aparent, dar un suflet mare. De data asta, el va rămâne acasă. Cu partenera sa de viață ne revedem în bootcamp. Cât despre șef... Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Merit să fii surprins.